Tot timpul, dar niciodată asta vă atenția, când iar tu ești preventiv, montat, care îți dă informații, este acolo la NTP-ul și asta se întâmplă cu NTP-ul. Dar la altul fost montată, care îți dă toate informații, este NTP-ul. Nu vă considerați că săptămâna de când a fost publicat PIB-ul la americani, a scăzut cu 0,9%. Mulți așteaptă ca locul de muncă să fie redus, adică să fie minim, mai puțin și să influențeze negativ asupra dolarului. Dar, după cum se vede pe noutatea de astăzi, posibil, dar iarăși o să ajunge bine și o să fie, posibil să fie un număr mai mare de locuri de muncă deschise, cum e automat să influențeze pozitiv asupra dolarului. Adică dolarul iar în sus. Asta ne așteptăm. Plus, astăzi, ce noutăți mai fost? Petrolul. Petrolul, da. Petrolul chiar imediat a reacționat. Și asta dau și toate studenți momente interesante, anume că la nivel psihologic, cum lucrează viața foarte mult azi, eu mai puțin am multe date, dar foarte mult depinde, știți, că sunt în viață momente când ai nevoie, poate ceva să te plângă mai mult, să faci lucru șală, sau ai nevoie de un mic import, mă ajuns, bro, tu se faci cu ta muncată, e că-ți motiv să faci așa, sau să faci lucru, da. Este chestia asta, da? Adică uneori, motivați trebuie mai mult, uneori mai puțin. Adică uneori viața așa stă într-o tensiune, că orice noutate, care poate în alte circunstanțe n-ați influențează, dar în spația asta influențează foarte tare. Adică nu mi-e și în spația asta, este mult tot timpul noutate de mine, influențează de mult, dar am impresiunea că este toți așteaptă că dolarul american nu să mai facă ceva întăriri, crește, orice noutate care împotriva lui sau pentru acest dolar american influențează crește. Mai puternic, o cunește. Dar sunt momente când nu zero, adică influențează și nu are nicio tangență. Este factorul psihologic, când piața de câteva zile deja stă în bantru înflăt, în perioada de H1, H4, mereți pe direct, indirect, indirect, stau. Și am orice zvon că acolo să fie ceva dolar american, care influențează pe mai mult traderii, fondurile, automat duce ca piața să fie împinsă și piața lucră pe direct, fie crește sau descrește. Dar cum noi putem depista asta? Evident că mare parte, perioada de menunci și mijlocii, asta nu e la care, anume, piața face să vă duce în direcția care trebuie, chiar dacă acum stai și stagnează și obosești traderi foarte tare, obosești și stau traderi și stai de frate, ăștia, mai are piața să stai, nu vrei să duc. Eu cred că la momentul dificil la traderi, în momentul când piața și-a trebuit. Stai pe loc și nu știi ce să faci. Ai deschis tranzacția, stai, joacă acolo, stai pe loc, vii, nu-ți mai ține pentru bine, trebuie să-ți profit. Așa, trebuie tot aia, dar și nu știi, iar schemii de cap, așa, ce să faci, tot faci. Dar aici, lucrul ăsta, de cum faci, că nu ai trebuie să avem răbdare. În mângea din zădascuri, cu răbdare trebuie și mare. Parcă rău, nici pe rău. Așa, de asta este sigur. De asta, cum spune și domnul Stean, e psihologie, și în faptul ăsta, nu poate bine contează răbdare, că noi să avem răbdare, noi ajunge unii mai de propus să ajungi scopul la realizarea scopurilor noastre. Dar dacă vezi cum eu mai e, să duc, cum spunea un trei de doamnă, să spui doar zic, doamne, săptămâna trecută, eu am condus piață. Dar o săptămâna asta piața m-a condus. Cred că de asta, trebuie să fiți din categorie de persoane care voi să conduceți piața, știți? În condus, dar nu începi cu jovaie, dar poate este aici, o lițe, cumva, să începi să faci schelile africane. De asta, să nu mic, într-adevăr, noi trebuie să profităm la maxim, să facem așa. Dar să nu mic, trebuie să așteptăm. Știți, noi așa de tare de mult am fost masterclass la Atra, și eu și am făcut masterclass, mi-au fost astea pe zi. Că eu ceva de asta, de la persoane mi-a cunoaște, mi-a mai văzut, mi-a mai mult am revedere, ce au mai fost la masterclass mai trecute, și la unul cunoaște, poate de lucru, la primul masterclass au venit acum și vorbesc cu ce doi bărbați, Tony Dașilisi, și vori trader, un trader. Ce știți persoane? Trebuie să facem ca la poliție sau persoane care crează pe organe, carducică, da? Da, aici este loc. Este adevărat că manager. Și noi asta să vă explicăm și să sperăm despre un instrument universal care își ajută traderul să aibă răbdare, de timpul spune la trader piața. Nu te poți, de azi asta, istoria a că nu poți fi tot timpul picat. Nu știu pe mine care ești în top, da?
Adică nu, fiziologic așa e format, că ajungem la un nivel, e menținut nivelul dat, fie ca e funcție și o menții, o menții, vine altul mai tânăr, mai pierdic, mai cu energie mai mult și pierdic de jos. Exact ce situație și reflectă și piața. Piața e așa o situație unde chiar la, eu ați pomenit toată viața pe un trader, da? Un trader din România, un trader care are un vizit foarte puternic și discutăm, spune că știam, uite, eu știu că tu duci lecție, duci mentor clasă, spune te rog la traderii tăi, la traderii care mai vin și aveți în DVD. După ce transmitează o săptămână, îți fac o pauză. Și îți spun, da, dar asta și recomandabil, zic că trebuie să fac 2-3 zile pauză. Că nu mai înțeleg corect, nu 2-3 zile, o săptămână pauză. Chiar dacă noi să vă spunem la practic, vă spunem că deja la trebuie, ne-a oricum ne ascultați pe noi, pentru că mâncărimii astea deschid tranzacții, ei persistă și la noi. Noi singurul de altă ne luptăm cu asta să nu deschidem în zi două tranzacții, stai și... Numai că noi am spus că e un minus, noi unii noi fugim, vedem grafici, care obiceiuri numai grafici sunt. Dar dumneavoastră nu aveți grafici în față, adică fugiți de piață, ați făcut profit, sunteți acum bine mersi, ați făcut profitul care l-ați avut de făcut, și o două, trei zile, unii și săptămână, noi intrați pe piață. E nu fuge nicăieri, nu a să termine niciodată piața, ea să fie și a să fie și a să fie. De ce se întâmplă asta? Fiindcă piața are nevoie de corecție, da? Corecții, ce înseamnă corecție? Asta e lupta între cine îți cumpere mai ieftin. Asta e ca într-o afacere obișnuită, cine e cea mai puternică piață? Cel care are marfă sau materie primă la cel mai ieftin preț. Fiindcă impozitele trebuie să la fel, cheltuielile trebuie să la fel, dar cel care are cu 2-3 lei mai ieftin pe piață, indiferent ce vine, da? Care orice. El e mai puternic. El poate să spui lângă unul, să concrezi lângă unul care e prețul are mai scump. Da? Exact așa și în piață. La petrol, la orice instrument, tot timpul, de exemplu, dacă a fost impus corecție, ca aici, sunt companii care lucrează, multe ori explic asta, bănci care lucrează la volum mare, dar la marjă de profit micuță, și lor recomandate sunt critici. Și uneori, că aici piață ajunge, faci poc și părăși pe sus. De ce vin că ești într-o cei care sunt mai puternici, o pic și vor unul condensat de aici. Dar sunt traderi, fonduri, care ei lor recombinabil să cumpere de aici, dar puțin, dar de aici să cumpere, sau de undeva din zona date și automat piața este mai departe pus că nu, e cumpărat ăștia mare rechinii, dar e cu cine participanți, cine ați cumpere, oricum ei nu deți în piață, da? Și piața continuă mai departe și sunt cei pe lupta asta care că așa durează, cei că traderul aici să se îmbolnăvește, e minus, dureri de cap, sună managerii și așa mai departe, okay. Când ai știut ce întâmplă de odihnire. E o odihnință atât. Și chiar dacă sunt scris o tranzacție de bani de aici, nu mai trebuie de folosit metoda adăugării dacă traderul nu știe cum corect să o folosească. Nu trebuie făcut nimic, și timpul de pus pe stop loss, care vom vorbi de instrumentele care ne ajută de lăsarea stop loss-ului la un nivel sigur, adică la protejați fii. Și de dat pace pe să fac corecție. O săptămână poți să te în corecție. Două săptămâni, nu contează, el a să ducă pe o zi. Ce îți faci pe asta de zi? Dar cum a fost așa? Cine a ținut o tranzacție? Minus, mai mult, e urmă înțeleg. Eu. Da? Nu vreau să dați, încă ați văzut să-i cadru, recent, nu s-a de cadru. Cât de tare s-a bătut unul de trei de. Au făcut un impuls puternic în sus, au făcut ca așa o corecție de vreo e ca așa o start, până când s-a dus în sus, dar mai mult s-a dus în urmă. E ca corecția asta, eu nu știu cât de bun trader ne să fie ca să nu stai stichinul cu dânsul. Înscris bani, frumos, înscris un bani și ești tentat, te pierzi. Parcă spornești, parcă se tași, parcă spornești, la cine te vezi? Deja nu se vede. Cadă? Cadă, da. DVD. Ah, DVD, tipul eu nu-l bădea. Ai mai să-mi său? Am să lua, că e zi. Am înțeles, ați pierzut asta. Eu cred că am avut pentru Petron, am avut a fost un săr, de care a observat acum la Petrol, este un nivel tiernic. A fost acolo, nu știu, că a fost așa. Eu am fost în sus, dar eu am fost pe demul mare. Chiar așa am fost în sus? Nu, e de perfum. Nu, și aici așa de nivel tiernic. Undeva aici, ia, prima dată în curte, deci am fost pe rotul nivel și am fost săr. Nu știu, frate, nu știu, dată, așa, 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 stai. Dar să duc, că trebuie să duc. Ai convit odată, două, trei oameni cu pasă trăbat, când s-a duc, ați spus de jos. Trebuie să duc acolo. Știți, uneori... Vă știți cum e, băi, tot timpul să gândești că direcția și asta cum e acolo, nu-i trebuie. Da, și într-o asta am vorbit despre mine cu tata, aș vezi ce moment, cine mi-e vorbește pe asta?
Eu deodată îmi vorbesc pe data asta, mai ce ați mă uimești data asta? Că chiar e unde? Bun, ce te convinci că în final traderii care au până la jumătate de an, înțelegi, tot timpul este gândința asta că mărepte, se ies, se rând pe un acăr. Dar după o perioadă înțelegi că deja au fost aici pe altă dată și dacă prins ceva de zile tot aici ajuns, înțelegi că îți spui și eu eram eu dată aici, începător, și eu îți spui ajuns tot aici. Ei, dar înseamnă că seamă eu, adică nu poți să-mi sânteați. Adică, și noi când spuneți că aveți răbdare, da, uneori laptul nu este cea mai bună metodă, pentru că mai ales de începător, din cauza că, dar când știi, mai bine e o minus, a, cum de minus 300 și pe urmă recupera asta, adică ți-i între lacă și o poți să-și trebuie. Eu, părerea mea, doar spun că lac, că mai mult între lac, atunci mai tare după ce trebuie să faci casier din el, adică ți-i transacție. Da, deci între de începător. Eu Da, nu mă lac cu ăsta în viață, dar restul este momentul chiar, cu masă, în schimb, în cursul schimb. Ies că ea se mișorează în așa, o întâlnire. Da, eu, știți, transferul legat cu viață. Eu, tot timpul, succes asta cu lac, cu o problemă care tot timpul fugi de dânsa, și eu asta vedem și acum văd la multe familii, noi moldoveni avem așa specific, eu construcție, construiești. Și eu am avut așa un noroc că am prins, nu știu, așa, adică să acolo unde sunt și că tot timpul toată lumea spune, vrei să faci ceva? Împrumut, ai făcut lucrul dat, ți-ai scăpat de problemă dată, vrei să construcții, da, e reparat acolo, după care tu te gândești cum să faci alți bani. Deci ce vin cap creierul tău, gata, să gândești la bani, nu gândești cum să cumperi, ce gândești și mai departe. Dar sunt persoane care toată viața ai construit, toată viața construiesc. Deci, e câte lucruri, ca să-ți facă perete, mâine și să-ți facă așa la perete și așa mai departe. Și ei nu-ți gândesc cum să facă bani. Ei îți gândesc cum să fac cum să repare la casă, să strângă niște bani, pe să lisez. Și asta se lungește ani de zile, toată viața stă cu nisip și cu gunoi pomograte, pentru că el face reparație. E ca fixă și în tranzacționare. Mai bine acum să te focusezi pe la cu dat ca o problemă care te consumă în fiecare zi, tu nu știi cum să-ți dezvolți, tu nu te gândești, nu poți creierul nostru cum are limită, tu nu poți să te divizezi la tranzacții și tot timpul când vrei să iei o tranzacție, aduci aminte și ei care e în lacă și știi că ei nu se interesează așa, să fac ceva. Și nu ești pregătit la nivel de trader ca maturitate la trader și evident, tu te consumi, te obosești și ajungi în momentul și zici că, doamne, de cam ce minus mai mare în masă de dens. Adică, în final, trebuie să luați colegi, băi, uneori și la masterclass și vă spun că asta e o problemă. Noi când discutăm, e că la masterclass ați venit, da? Ați venit diferite categorii de trader. Cineva are jumătate de ani, cineva are o an de zi, cineva are o lună, cineva are în general pe demo și mai departe și noi dăm o informație. Și informația asta este percepută de cât sunteți aici, este diferită. În dependență de ce situație este cont, dar sunteți pe real sau nu sunteți pe real. Cuiva îi pare că discutăm, e că cu Fibonacci. Și spun eu că și o strategie este ceva interesant. Ceva îmi pare că super rău să o folosească, sau mai este un moment, noi uneori, eu am început să practic, la lecții practic, vă spun, ne spunem că eu nu folosesc top loss. Că eu recunosc că eu nu folosesc top loss-ul, folosesc lacăt și alte metode. Și spunem asta la practic, și traderul că vine la lezea tranzacție, începe să traducesc pe conturul real, vine cu minus, cu lacăt, fășeau haos și spune ce tu răzință. Și dacă nu ai făcut business plan, dar bine, tot rău să folosesc top loss. Și am înțeles că informația care vă dăm dumneavoastră percepeți diferit total, în dependență de situația care este la dumneavoastră. Deci, formați-vă stilul, știți cum fiecare piesă de pază vine la locul ei. Și dumneavoastră pe asta tot să intrați ca o piesă de pază. Adică să tranzacționați așa cum dumneavoastră vă promovă. Cum vă place, cum vă vine bine. Fiindcă eu am demonstrat și mulți trader, vin uneori trader la mine și tranzacționează după o strategie care nu există. El îți găsește eu și mă bucur foarte mult de traderii, principalul bani se fac. Vin trader, de exemplu, pe strategie, eu mă la tranzacție, dar cum deschizi tranzacție? Ei, cum? E ca, mă uit, ori cu lumânări mari, cu lumânări, se uită de aici, deschide un bai, piața crește aici, închide bai aici, deschide săl, duce aici, e profit, dar bani omul își face, da. Pentru ce să vin eu să-i explic o strategie de mine, care el bani face, pentru că el s-a regăsit piața în funcția cum lui îi place. El în rulă și vădător și cumpărător. Nu cunoaște când vei cumpărător. Nu cunoaște. Vă spun că nu cunoaște. E ca să tranzacționează la sine. Puși apă la bani, tu te pui fluvi, te pui spate și pui șapă. E ca să-și trebuie un dat. Da, el poți duc eu un minus aici, eu mi-aș stic, eu îți duc înapoi și spun de atunci, în sus, vedeți că bani. Deci în sus se profi, poate ne ajunge atâta, da? Și e ca tranzacționează. Și asta e un caz, dar sunt multe cazuri când traderul vine, după cinci, nu am învățat la curs, dar el s-a adoptat, a dat un Fibonacci, folosește Fibonacci poate invers. Dar dacă el ți-a dus și rezultat, folosește-l așa, deși trebuie să eu
să spun că nu-i corect. Bani să aduc. Evident că asta aduce minus, evident că aduce poate discutare, finanțare, creșteri de care sunt. Deci e fiecare individual transactat, nu cum noi vă spunem, puneți stop loss. Cineva dintre ei transactat cu stop loss, cu el aduce rezultat. Deci el pune stop loss, el nu-i stresat, el pune stop loss. Cineva pune stop loss și ne apiază. Păi n-am pune, dar țin în stoare. Folosește altă metodă, caută. Pentru că piața nu e fixă ca domeniu, adică ai învățat A, B și e ca transacționare. Ei! Așa. Trebuie să-i contribuie bază și restul ăsta să-ți cumpra aia. Îți place să folosești asta. Îți place și MSB-ul folosești. Îți place și nu știu ce acolo. E șumocul. Folosește șumocul. Îți place ce? Folosește ce? Mă scuzi, cunoașteți persoanești, șumocul și orangeatori și toate. Te sunt cumete. În patrigier, vezi pe tine, pe cine. Îți strângi cu într-o bol, faci așa, da? Și scrivește acolo. Da, când e primut. Da, în primut nu folosește. Dar, în final, elementul de bază pe care mi-a uitat dacă trebuie un bus sau nu, care? Bani se fac. Cum? Uneori asta nu e important. A nu-i piață. Nu e important asta. Da, evident că el trebuie să facă, azi faci și 1000 și nu înseamnă cum e văzut că minus cu mine. Să facă fiecare zi, de exemplu, 500, să facă 1000. Asta tot e important. Asta e problema care noi, cum ca manager, tot trebuie să computăm bani, de asta faceți, dar să creșteți constant și să mențineți ceea ce ați făcut. E că asta e problema ca tare. Nu că să-i faci, să-i faci, să-i faci pentru 1000 dolari, mergi pe piața bine, copi și făcut. Problema e că a doua zi, dumneavoastră, din cauza euforiei, să trebuie să faci tu greșeală. E ca problema care este și noi ne confruntăm de ani de zile cu ăsta, ca traderul să crească constant. Să nu fie e ca așa situația. Este așa. Dar să fie creștere, o leacă cădere, o extragere, după că extragere tot e ca o cădere de piață, tot o vezi ca o minus. Iarăși, dar să fie ca așa, cât de cât ca piața să meargă. Nu de-astea extremitări, de-astea sus, jos, sus, jos și mai departe. Dar pentru asta noi organizăm masterclass-uri, pentru asta noi vă venim cunoștințe ca dumneavoastră să vă regăsiți ca pauză, așa la ca piesă. Și dacă dumneavoastră nu vă place instrumentul dat, nu faceți bani, mai sunt traderi care intră pe instrumentul de bază, GBP și așa mai departe, care iau un dolar american, direct și direct. Și el bucuri, să spunem așa, piesă dat. Pentru că cross-cursuri sunt traderi care fac profit de cross-cursuri mai bine ca piesă de dat. Ca pe piețele producerii. GBP, da, iena, japoneză. Da, multe care au fost prin japoneză, tăi mers. Euro e în japoneză, GBP e în japoneză. Tăi te-o mers pe fiecare. Tăi te-o mers. Da, și urmă, sus. Eu uneori mă supăr trei care de exemplu, piața de capital, cripto, cum un prieb, cum spate, dar în atât cu inimă, mă bucur că tot sunt trei de care scopul meu să fac bani, nu să stau să mă joc. Adică fac bani, ori fac, ori nu fac. Ori trebuie să... Sau scopul meu ăsta fac să fie. Da. Acolo este mașina, dar e nicio... Nu e ok. Cu automobilul, dacă pe prima asta e practică, să o cu automobilul jos acolo, da, traderii preau nu deja cu mine deja să contactați, că tare eu bucur foarte mult că am aflat condiții acestui concurs, n-ați zis până acum. Fiind fiecare nu deja discutați, dar mă bucur un lucru foarte important, cu tot egala traderul care are, de exemplu, 5.000 și traderul care are câteva milioane pe cont. Asta e foarte important, pentru că de așa vedeam ca trader cum poate să-i gădeze, ca să pui la același cătar, 1 și 7. Și tot faci asta, și asta e foarte important, cătare e simplu, părinte, nu știu multe. Și deja să fiecare manager în parte, că v-am spus, deja am dus acasă, să fiți la manager noastră, cum, care sunt condiții. El e simplu, trebuie să participați de asta, de doar de asta. Da, e în balajul în mare. Da, un an, să te pierde iar de domnul lor doi, pentru că o să nu, nu te-am ajutat. Ia să vă spun că e egalat cu contul de 5.000 și contul de milioare. Ok, dar să trecem la tema de astăzi, deja au trecut pentru mai de ori. Care este tema de astăzi care v-am invitat aici și noastră să studiați? Fibonacci, da. Ce îți vreau să știi? Care Fibonacci, da. De ce? Sincer, dar ei nu l-am mai crezut. Eu care am încercat așa, de exemplu, la Fibonacci, de la 23 și cum până la 60.
Dar tot, nu s-a primit. Dar așa eu... Știți, uneori traderul este așa un moment care toți traderau, inclusiv și eu, inclusiv și dumneavoastră. Când încerci ceva nou, te ții nou și el creează prima dată, creează bine, apoi să continui să eu o strategie politică, dar știi ce să facem cu unul în urmă. Dar el nu lucrează. Statistica asta nu este anumit. Trebuie tot o lună, două să o testezi ca să faci o statistică pozitivă pe care lucrează fix la 236, mă accesezi coboară. Și statistica să fie, de exemplu, n-ați zis de 100%, că micro de 100%, dar de exemplu, să fie 8 la 2, asta e perfect. Adică 80% sunt de profit, 20%. Asta e perfect. Strategii. Dacă e jos, deja văzut. Dar eu nu cred că e așa, undeva nici pe aproape de așa statistică la 26%. Chiar dacă știu că ceva moment, unii în viața tot timp timp să jucă la 26%, unii înțeleg. Și bănați, vă înțeleg. Dar nu e așa. Nu folosiți. Asta în mare parte, noi singuri pe noi ne amăgim. Și asta e foarte cel mai rău. Cel mai rău și poate fi, că tu singur timp te duci în eroare. Deci, știți că știi că acolo e doare, dar tu te motivezi, te amintești singur tine că n-a să doare data asta. Că data asta precis n-a să doare. Și iar doare. Și iar duci acasă și că ei, nu, data asta n-a să iei, data asta și mai bravă, am pus la minte, de normal. Și iar duci, iar doare. Și e ca și mai departe, dar trebuie să zici, gata, acolo doare. Și eu nu mai intră. Nu, 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 nu. Ok, dar să vedem Fibonacci, ce Fibonacci cunoaște din asta și care te folosesc din asta. Ele sunt 6, din asta ce cunoaște la practică, asta în mare parte sunt 6 Fibonacci de bază. Noi am învățat Fibonacci de bază, Fibonacci de ele. Haideți să facem, pentru că eu sunt sigur, într-o oră 30, pe oră 40 la cursul practic, noi avem Fibonacci. Mulți se întreb după asta când la trimiter, ce Fibonacci de X, dar l-am înțeles, dar știu, iată, dar poate l-am înțeles, le punem, pune Y, să nu știu cum e diferit. Dați să citem un pic despre astea două, după care să trecem mai alt Fibonacci, care tot prenat, să nu sunt pune. Secretul că tare e foarte simplu, Fibonacci, el e toate sunt așa Fibonacci, lucrează pe un regim. De exemplu, redare diferită, adică sunt ochi alți ochi. Dar e și informații pe care ce și noi vedem doar doi. Am putea să vedem. Da, și trebuie să cunoaștem în primul și primul rând Fibonacci pe ce le spune. În ce le spune Fibonacci. Iată dacă vorbim Fibonacci în viață, ce le spune. Iată, noi trebuie să el măsoară Fibonacci în viață, măsoară colecția. Колекция на это все струна по времени. И по маленькой коллекции. Мы коллекции на окне? Кэрва. А мне кажется, есть проблема. Кэрва, что за кинот коллекция. Он же писал там, ты я свечер, шил спу на колу. Ну, знаешь, я кажется, ты спу на мелку. А, спокойно, красив. Но, да, я сын, так что, я уже сказал, коллекция, я же, да, ты помнишь. Да, я так вот. Da, dar corecția în cât timp merge așa? Deci, iarăși am citat aceeași moment, la nivel de experiență, nu dacă ești notit de care are multe ani de zificație. Are și nu am ani de zificație. Deci, eu am câțiva trader care au și experiență multă și pus la un avantaj foarte mare care în multe ori spune asta la practic, folosiți un număr limitat de instrumente care tranzacționați. 5, 3, 2, 2 perii voluntari. Eu cred că dacă n-am zis că s-ați pe două perechi valutare, ne-ați să faceți bani nu numai pe corecție, dar și pe umbre personale. Și eu am înțeles la traderi care îi transnează așa. Adică, la spate, eu mi-am explicat așa. Ei fac profit uneori care eu nu pot să înțeleg cum a făcut profitul ăsta. Dar dacă vine și îți vede istoria, el pe umbre, adică piața a crescut, apoi el face profit că aici a o stea căzătoare, da? Apoi el vine asta de căzătoare, au deschis niște bani și au închis aici. Întrebarea cum? Și el a înțeles cum a făcut asta, că el dar el știe la nivel de, când mergi cu un automobil mulți ani, 5 ani de zile, practic știi orice zgâritură, mai ales dacă automobilul ai grijă și-a îndrețit tu, adică îl spui tu sau nu știu ce așa din partea, știi orice crăpătură, orice zgâritură, știi unde s-a și s-a. Și e exact așa și traderul dat. Nu e problemă să lăsați corecții, pentru că noi deschidem tranzacții corecții. Mai ales, Fibonacci poate folosi, de exemplu, traderii cel mai des folosesc, de exemplu, un deal, cum Fibonacci, pe impuls și corecția e mare, canalul este între 236 și 232 e mare și îți poate de luat un profit. Depinde cum vă să înțelegeați, dacă sunteți gata să luați profitul pe corecție. Și dacă n-ați să luați, se întâmplă de să închideți, să schideți sau să intrați în faimă. Pe corecție poate fi făcut profit. Dar evident că noi de la început, dacă de la început trebuie să spui fă profit pe corecție, cred că e gata, de da. Probabilitatea de a face careva creșterea este mult mai mare, adică riscul de a face creștere mult mai mare. Deci, corecție e obositoare.
Noi este așa, trebuie să faci greșeli multe, dar dacă îmi și greșeți, am venit să stai. Dar nimeni m-a spus cum să faci părinții. Noi știu că vrem ca trebuie să neară cât mai liniștit, fiindcă final, când e un minus, nu știu și trebuie. Vine la companie. Ești așa în trei zile, ce pe culoare a fost în locul nou, să vedea. Să ne începe pe zăcuzea cu colecția, în începe în locul mismul. Da. Primele tranzacții, cum a fost la din asta? Strașă, ce așa, la nivel emoțional. Da, vă dați seama, nu e. Sunt momente, dar în final trader poate profit de teatru cu oricum. Cum, frate? Cum o slujbă în seara? Eu am văzut un mat GT, eu cardiac, e că să vezi cum, pentru cum aș putea de fiecare. Știi cum le acționează, chiar cum îți sună un cu smart. Dar îți smart instrumente, da. Sunt persoane care, eu urmărești 10 instrumente, pe unul Dar e foarte greu să termin țifri și nouă nivel, și mai greu nivel. Eu trebuie să mă treabă acolo pe zar, dar eu nu-ți tranzacție cu mult pe zar și trebuie. Adică trebuie să tranzacționezi, pentru că tu când tranzacționezi, ești atât de altfel piață decât când stai pe demo sau tu ești pe piață. Ești expert, ești ghilimele care el mă sunt la grafic și el poate să îți pui despre grafic. Asta e una. Tu tranzacționează și arată la ce poți pe piață ca trei. Deci e chestia asta că vine traderul și încă faci clip cu butonul și ala și mai are vreo 30 de instrumente. Pară asta are 18 instrumente care ne-ați făcut jos. E de sfit pe jumătate sau maxim 10 instrumente de astea sunt suficiente. Nu puteți fiți expert și terții piețele care există. Asta e... Fibonacci așa calculează, 50%, de la 50% la 50% din input, 70% din tine așa știi, de fac 60% din input. S-a măsurat de cursul și ați măsurat o pasie în corecție, ați o linie și acolo e un nivel de altă. Ce mai trebuie Fibonacci? Fibonacci linie, da, ne măsoară nouă adâncime aceste corecții, pentru că noi trebuie să înțelegem. Și cum îți păsați Fibonacci linie? Dar nu mai să folosești asta. Poți să vorbim? Poți impuls? Nu, la finisarea impulsului. Cum trebuie impuls? Nu, puteți să folosim și la finisarea impulsului, dar unul e cel mai bine. Ar fi la fost cel mai bine? Ar fi cea mai corectă. Nu, decât în jos, dacă e trendul, e vicinit. Da, am ținut, asta e punctul A. Începutul impulsului, punctul B. Cășutul impulsului am plasat și mi s-a ținut nivelul de dat 0. 23, 6, 36, 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
aceea care sunt cei corecți. Încă nu ai trend, încă nu ai canalul de trend, păi nu ne să fie corecția. Din corecția mea, trebuie să fie maxim până la 382, n-a să fie mare, pentru că așa trebuie să fie cură, dar cel mai eficient spui Fibonacci că aici. Deja când el face, ajunge la un nivel, de exemplu, 50, sunt așa, apoi deja poți să deține cel canal de trend, pentru că deja suplezi după trend. Deci e cel mai eficient de atunci când este că nu-i trend, adică nu-i canalul, n-ai coridorul dat și ți-e vine greu să-l înțelegi. Dar el se poate folosi și în orice trend care el este, pentru că pe orice impuls care este, într-adevăr,
de punctul A în punctul B, adică de sus până jos dacă intrăm descrescător, de jos în sus dacă intrăm descrescător, cine ajută pe noi Fibonacci limbi? Hai încă o dată să zic, da. Pentru ce noi avem nevoie de nivel de dar? Și un greșeală foarte mare ca ce rezolv, cât ne dăm seama că e fructe să putem să. Mulți le apare întrebare, nu știe unde se spune că vede punctul A, nu vede punctul B la B. Și atunci să gândesc, poate poate de X sau nu, dar trebuie să duc în jos. Cum corect, sau cum poate să-mi corect? Cum ce corect? Dar cât ne dăm seama că ce apare? E ca mulți prieteni, este și eu am puțin. Da, să vedem la toată mare, care este punctul A? O figură. Eu ce-mi vedeți mă după lumânare? Marina. Ну, все моменты, как у Дуса, да, может, формат, вожу сус, ну, формат фигур фарта какой-то, я ничего сам не хотел, да, потому что миг, миг, фигур фарта, почему, да, 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 а тут есть на задней коллекции катали. Нажал, шалмой вес, шалмой вес, и коллекция есть от того, когда ты встречаешь. Да, то уже на реальный, по сути, а то есть, если не снести ипотезы, в финал, nu știu, e tot, poate... Auzi? Când vreau domnul Neri, poți să fac și așa, îți place, vreți GBP-ul are așa. El, GBP-ul are și o instrument tare specific, eu îl iubesc, mă iubesc, mă iubesc. El mai are așa chestii, face domnul Neri, parcă gata să începe corecția, n-ajunge până la 23-6%, faci domnul Neri albi și mai faci așa, aici așa o situație, e ca așa. Și am o întrebare, corect cu Fibonacci aici? Asta e foarte lucru, asta e mic, mic. Cu Fibonacci să-l pun aici sau punctul B să-l pun aici? Punem un pic mai jos. Pun jos. Aici se formează regulă o convergență. Deci nu face ca punctul de date, se formează H1 sau chiar în 30 o mică convergență, care semnalizează că cușa ducă impulsul sus. E ca aici e că e un pic mai dificil la stabilirea punctului, da, dar la final să zic că este hipoteză care trebuie orientată. Dacă formează, de exemplu, o mare din ghițele sau un ciocar, nu? Atunci e clar că se ori, deși nu se ori. Întrebarea este, am stabilit punctul B, mai sus, mai jos, l-am modificat, dar ceva, fiindcă el nu se lemnește și dapte, sau scrie mai sus, mai jos. Pentru cine nu trebuie Fibonacci linie, trader corect nu înțeleg asta, cum s-a folosit. Da, chiar nu e greu și nu e greu, că nu e, nu e așa de important că nu poate fi corecția. Chiar nu ne arată fix că nu poate fi corecția. El ne arată niște nivele pe nu ne poate să crească corecția. Deci se măsoară ca, ca o ruletă, da? Adică măsoară că până aici, până aici, până aici, până aici. Ceea și eu pot să știu asta fără Fibonacci, pot să înțeleg că e 50% sau 68% de la impulsul meu. Fibonacci linii mă ajută cel mai important care este el. În primul rând, am fost în fiecare punctul de intrare, asta ce el. Adică el arată mie punctul de intrare, ajungând la un nivel și că străbat pe un nivel invers. Mi-a arătat un punct de intrare, dar asta tot nu e atât de important. Punctul de intrare, tot timpul îi spun la trader, nu e atât de important pe unii deschis tranzacții. Nu e asta important, ci vreau să vedem corecție corect. De ce nu e important de deschis tranzacții? Pentru că uneori trader foarte tare se concentrează pe asta. E că e trend crescător. Ce contează de unde îți schii tranzacție pe aia? De aici, de aici, de aici, chiar dacă o schii de aici. Ce are importanță aici? Care e diferența? Pentru un trader care a deschis buy de aici și care a deschis un buy de aici. Și toți amândoi ajung aici. Da, ăștia fac o leacă mult profit, dar ei n-a simțit de minus, nici unul nici altul. Unul trebuie să aștept corecția. Nu, da. Stop rosul. În limba rusă se numește prasat. Eu în limba română n-am cât o traducere, dar n-am putut traduce cu prasat. Adică rezerva asta, dacă o pot eu duce sau nu. Fiindcă noi ca trader, în general, în tot mulțimea de trader, noi suntem foarte micuți. Cu contul 10.000 de dolari, asta e zero. Adică este un cont foarte micuț sau chiar 50 de și mai departe. Pot eu rezista această corecție, adică în final, pentru mine e important anume a să rezist, de tot timpul spun la, nu, poate nu e un exemplu atât de bun, dar este situație când mă duce o persoană la medic și trebuie să fac vreo intervenție, ok,
poți să faci un termen de identitate, tu e cam slab, da? O persoană poate merge cam e periculos, dar mai bine alt metodă să găsim, da? Te duci un băieț sănătos și acolo are ceva vreo situație și e tot ești sănătos, dă repede să faci, corpul tău să reziste virusul dat sau problema dată. E ca și aici. A să rezist eu că am imunitatea dată ca să cobor eu până așa jos sau nu, e ca asta tot întrebare. Și din cauza că noi genetic suntem traderi mai custom, noi străinii suntem în zona asta. Pentru că cumpără ieftin și prind scump. Pentru că eu de sus nu e atât de combinat. Dar în termen lung nu are o logică de o tranzacție. Ceea ce reflectă și aici. De ce este traderul de ori așa de tare să complică cu intrarea, îți chide să-l vinzi, legat faci copt, duce sus. Dar oricum duce sus, faci corect. Adică, în final, pentru mine, ceea ce a spus domnul Victor, plasarea stop-loss-ului sau punctului critic când eu trebuie să ies piața în minus. Pentru că eu, trader mea, au așa fake ca să fie figură. Pseamnă, posibil să nu fie figură, dar tu nu știi. Eu nu știu, dar tu nu știi. Dar pe oară posibil, eu, dacă te gândești așa, îți faci pe dublu și aia că tu și jos și că îți fiță. Deci tu ești aici, pentru că tu nu te gândești așa mai departe. Tu dai bătaie înainte. Pentru noi e foarte important stabilirea stop-loss-ului. Adică, unde eu cât eu pot să mă duc în minus. Și în final, chiar dacă îți schimb sălă aici, în punctul ăsta, unde eu trebuie să pot stop loss? După Fibonacci. După Fibonacci? Da. Sălă la punctul bine? Sălă aici, dar sălă, hai, de exemplu, aici sau aici, cum plătează, cam și aici un sălă. Sălă 1 și sălă 2. Sălă 1 și sălă 2. Unde pun stop loss? Sălă 1 mai jos din nivelul ăsta care vă plătează. Stop loss. Stop loss. Eu vreau să mă duc la 61. Câte puncte? 20. 20 de puncte. Da. Stop loss-ul, el trebuie indiferent de unde-ți fie tranzacție. Cât de ieși, cât de ieși, cât de ieși, cât de ieși. De orice punct de unde-ți fie tranzacție, stop loss-ul trebuie să fie 20, 25 de puncte, mai sus de stopul de 61 de puncte. Asta este un nivel ăsta pentru mine, e că el a rezolvat întrebarea asta, anume cu siguranța stop loss-ului meu. Nu. Chiar dacă eu am un nivel de trend aici care vine așa, sau mai mult și altele, stop loss sau cum după nivelul dat, dar ascund într-o zonă liniștită și cu un nivel risc de a se închide acolo. Deja vom urmări în spația când ne-am străpat și ai de șoșoc ce se întâmplă. Deja atunci vom... Nu, străpat și ai de șoșoc de sus și am stop loss acolo. Adică stop loss. Că tare să înțelegi corect, piața e foarte bine, iar descrie totodată. Dacă ați observat în evoluția trendului, orice trend, el are așa, ca și omul, da? Cât ce înaintează în vârstă, da? Și evident că de genetic, normal, la, nu știu cum este, da? Biologic, cedeze, da? Adică, deja nu mai ai energie, da? Și așa mai departe este organismul nostru. Dacă ați observat trendul, exact așa lucrează. Primul impuls și prima corecție, tot timpul impulsul e puternic, corecția e micuță. Maxim ajungem la 38.2. Rare ori, doar în caz când piața poate să facă o figură de rămas mult sau la genul dat, poate să lucru mai mult. Restul e cam așa. După care, cu evoluția mai departe a trendului, corecția devine din ce mai mare. Până se formează figură de schimb, până ajunge ce nivel este. 100. Și tot timpul îi spun la trader, dacă piața noastră face 80, 120 de ca procent, da? Adică 80 undeva aici, 120. Dacă piața intră în intervalul ăsta, aici practic 99% se vorbează figuri de schimb. Adică dacă o străbătut 68 și cât o leacă o străbătut și vine înapoi, asta e ok. La următorul impuls, cred că cu siguranță este figuri de schimb. Dar dacă o contract și făcut 90%, 100%, fix într-o subțopri, sau mai mult o leacă ca și instrument, e o rocală, cum așa. Și se întoarce înapoi în jos, îl faci de la încurex. Știți că asta deja e figură de schimb, fiindcă el s-a egalat impulsurile și mai departe urmează figura aceasta de schimb. Și evident, dacă se activează stop loss, evident că deja știți că gata, piața tinde să schimbe, că deja puterile se egalează. Dar asta se întâmplă iarăși, dacă traderul nu stă în cap cu ideea asta, că da, dacă am tins stop loss, cum îți da, dacă scoteți să-l tine. Dacă spuneți că trader nu mai spuneți da, dacă. Da, dacă mâine plouă, da? Păi ploaie și asta se strage. Adică, în final, trebuie să mergi după ipoteza, da. E la japonez un pic o dată de cap, punctul, da? De ce? Fiindcă, nu știu, așa au fost sfii, e la japonez a fost un instrument care a făcut un impuls puternic în figura cei vârf
vârf dublu, s-a ridicat în sus, o jos fix în 61 și 8, o stagnat, o stagnat, dar iarăși nici intrare de săl nu o dat, vede o oră încurcă. E, care e intrarea de săl după Fibonacci? Când se rămâne... Nu, nu te schimbi, dacă piat ajunge aici, deja te schimbi de săl. Străbate un nivel de mai jos. De la 50. Dacă ajungi la 50, că străbate de jos, dacă ajungi la 23-6, că străbate de nivel de mai de jos. Și caina japoneză ajunge până aici, ea nu dă confirmare de sel, ajunge statul, 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 se practic la nivel 68, evident, 3-3 șmecheri, inclusiv și persoana care vorbește, deschide sel de aici și piața face așa. Hop, străbate în sos. Și revine pe care înapoi. Și activează stop loss. Pentru că eu v-am spus și inițial că eu nu pun stop loss, dar un trader, eu activa stop loss. Nu să mă da, te luam pe minim, o găsesc am mai trebuie să ce să-ți fac? Nu. Asta e situația. Nu ne mai împart său. Iar că ăștia nu înseamnă dacă au dat înapoi în video, da, ți-o schimbi și iar său. A să recuperi înapoi și evident că e în ajuplez, am nici mai să mă pus pe jos, s-o recuperat înapoi în minusul dat. Suntem și așa abateri care ele sunt, asta nu e, este transacționare, nu e fix, iarăși. Au fost o știri care au provocat-o și pe simplu că așa era, o stat, 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 se întâmplă în momentul ăla, dar nimeni nu a spus cum vrea să întâmplă. Dar trebuie să fii conștient, să fii deschis cu chestia asta, nu trebuie să te duci prin eroare, să te măjești că eu sunt cel mai bun trader. Eu, ca mini trader, nu exista și n-aș fi. Ești test ca acolo și moritor de rând. Adică, asta ești tot gros, așa ești pe fără. Întrebări până aici. Sunt? Da. Nu știu, dar ar fi o învățare pentru ceva, dar folosesc Fibonacci, eu niciodată deschid după nivel său, отложенный ордер. Я бы на нужный. Ну, отложенный ордер, да, здесь корректно. Да, понимаешь, вот эти нивел, да. Нивел, что нивел тоже, что нивел тоже. Это форт метод, а это метод долгерия. Это долгерия, но это считается как ситуация, когда комица там хорошо 1, дистанция от нивеля минимум будет 5, 10, 15 пунктов. Prea aproape spune pe ele și piața mai are așa specific spornește brusc, pe un moment să ne faci înapoi și chinui trader și umbrele. Din dorința să-ți facă la impulsul de ca și 4 de 1. Ca și 1, uneori, impulsul dacă are 80 de puncte sau 50 de puncte, apoi vă dați seama și distanță între coridorul așa de astea, spre micuri. Și practic prea aproape le pune. Și evident că atunci poți să le activezi prea de vreme cu umbră, duci să-și apel schimbe. Faci asta la perioada de ca și 4 de 1, perfect cu piața. Anume, la ei e foarte bună pentru a fi că pe fel, chiar dacă se activează mai devreme, stop loss cu stimul, le pui aici. La un așa în plătit, cum să fie minusul, cum să fie media, să fie... Da, dar asta iar folosiți, dacă asta vă e abneată și vă place să folosiți. Dar dacă v-a spus frumos pentru un lucru, și să încerc să sună bine, dar cineva poate să lucrează, cineva nu lucrează. Nu, toți suntem trei de diferiți, cineva are răbdare, cineva nu are răbdare. Sunt aici un orice instrument nou care s-a auzit, mă spune să testați. Eu vă rog să spui, acesta pe urmă așa mai. Și mai vreau să l-am cumpărat. Dar trebuie un instrument care e nou pentru dumneavoastră, sau nu poate asta. Votația, sau ați auzit tipul ăla de exemplu de așa, sau alt instrument. Bun, eu zic asta. Apoi de distanță și sunteți cum înțelegeți voi. Persoana și-ar trebui să vă înțelegeți cu tine, știi cum funcționează. Știi la care vreau să te strag atenție. Am auzit de rezultat, trebuie să cer și mai simplu spus, ca să înțelegi, ne-am spus că nici eu nu avem acest pont cu ne-a, nu am doar atât, uneori participam cu poze, dar uneori vin de la sfârșit de lună, mai ales, și facem o analiză și uneori trader poate treacă pe tine încă o persoană care ne-a învățat la rezultat. Adică nu depinde, uneori, transacționarea este așa un domeniu, fiindcă unități egale, la nivel de cunoștință. Dar cel mai tare unul de zile, că transacționarea tu ai ani de zile, transacționez și el într-un de zile tine din cauza tupiului care l-a avut, anume energia asta de deschidere, asta e de transfer, tu cum tine vrea, tu cel corect care e din multe, stai și cum e. Nu, sunt persoane, adică ca să înțelegi, în final, el s-a găsit lui, s-a găsit calea lui, instrumentele lui. Adică uneori v-am spus că trebuie de urmă petrol, el nu vrea să înțelegi piața voluntară și acolo are rezultate. Nu piața voluntară, fie niște cross-cursuri și el are rezultate. Nu încerca, găsiți-vă instrumentele. Uneori pe instrument care eu nu pot tranzacționa sau îmi vine greu să tranzacționez, el într-adevăr eu sunt obositoare, eu îmi fac analiza și uneori mă complic și mă nervez, parcă ceva nu vine.
dar nu sunt de vină, piatra nu știu, piatra, eu nu viața de vină, eu sunt de vină. Eu nu știu prești instrumente date, cum ele se mișcă. Sau că eu sunt într-un instrument, poate mai lente, poate nu știu, mai altfel. Fiecare are a lui specific. Dacă ați observat la masterclass-ul tot, fiecare discută de instrumente diferite. Deci ce zice, ai place mult asta, ce ai place mult asta. Adică nu trebuie să... Ai place trombă, da, la trombă, da, la trombă, da, la trombă, da, la trombă, da, și am fi capital, da. Eu sunt manager care drog și păzăresc piața voltare. Și de multe ori nu ne păcăzuiește, dar ce, dar ce. Așa e format, adică asta e ceva ok. Bine, gustul o plus să ne-a clarificat. Ideea este că nu înseamnă că el nu o să-l activeze niciodată. Asta nu e ideea asta. Ideea e că probabilitatea de a-l atinge aici ar fi la sfârșitul unui tren, la sfârșitul unui tren. Și ei este deja de asta înțeles, după 5, 6, 7 impulsuri, deja viața nu trebuie schimbă. Nu poate merge la nelimitată de rețea dată. Adică asta e ceva normal. De asta vă dat o întrebare, cât de lung poate fi tren, cât impulsuri șoriți poate să ai. De asta mă rați într-o zi, că nu vă spun, mă rați acasă, un tren, oșicare, cât de impulsuri făcut până la corect. Și o să vedeți că mai mult de 10 nu faci, mai mult de 10 nu faci. Ei, uitați că nu mă uitam după funcție, de exemplu, 800 de funcție, de exemplu, simplu, după impuls curieții, impuls curieții. Trendurile din dele, în general, au maxim mare 2 ani de zi de trend din dele. Nu da, sunt instrumente că acumulirea trucească, e din 2007, nu m-au crescut, trendul nu m-a crescător. Mai simt așa excepție, dar de dacă vorbesc direct, ele schimbă trendul. Și mai este un secret foarte important, dacă ați măsurați dintr-un capăt în altul, a pieții, din punctul maxim lunar, din punctul de sus, la nivel perechi, direct și direct, din punctul de sus până în punctul de jos, câte puncte? Ce știi? Ia să ne întrebi. Aproape. Undeva 6-8.000, așa, maxim, 8.000, pe zile mai volatil. Dar restul 6.000. 6.000 de puncte. Dacă transformi asta în dolari, cât e? Da. La un lot. 60.000. Adică, puteți câți o tranzacție de bani ce-o țel pe $1, să puneți un stop loss 60.000 și el să activeze. Da? Evident că asta nu e interesant, nu e atât de practic, dar în final e ca prasatca mea care maximală care poate fi. Evident că noi am mult toți ne aflăm pe aici. Da? Că toți suntem în partea asta de jos. Unii erau practic 100%, o ecaina japoneză de partea de sus. Unii deja mai are și eu tot timpul mă bucur. Cât mai jos să ducă, cât mai mult să crească înapoi în sus. Eu niciodată nu mă citesc în piața de pești sau scat. Eu zic, uite că am ușurat din apoi, sunt interesant. Sau invers. Sau un moment, duce jos. Și așa mai departe. Mă vin el înapoi de pești, dar un curs mai grad, și era pe drumul cât e în 2020 după COVID, din cauza COVID. Și în jos și eu, când Doamne a scris, când Doamne, și era în aceeași preamă, te-a cunoaște, Domnul Hător. Îmi citeam, bucur te cade, cât eu mă bucur, de cât ai mult ascate, cu atât mai bine să te aștept. Eu când am bai, am lacă, trebuie să fac. Și într-adevăr, am căzut pe la 19 și când s-au pornit în sus, deja, vedem de pagina. Mă invers. Am văzut niște sus, nu pot mai crească, dar las să crească maxim, că tot practic ajunge momentul când se epuizează. Că este putere. Cum se oprește un om care e foarte energic? Dă-i drumul. Și el lasă, cât ați oprit? Nu, și lasă, ajunge momentul acela când gata, nu mai poți fizic, dar te oprit, ai nevoie de pauză. Ceva poate, la cineva poate bateria dată e foarte mare, dar cea baterie poate până aici. Deja asta s-a răit timpul, dar în final, exact aceeași piață, adică el nu poate la veste să crească, veste să scadă. Adică ajunge într-un moment când gata, vezi că hai, gata, nu mai poți așa, hai tu cum el ajutăne, zic cât o crescut. Hai, cât poți să crească? Zic că gata, nu mai e putere, că atunci nu poți niciodată, zic cât poți să mai stai. Și piața mea oferă, mi-a oferit ca el japoneză, de el, cine m-a observat, ce format în două mese de ei, dar am fost să vă spun, divergent de format. Cât poți să crești? E, bine, Fibonacci linii mai mult ajută pentru stabilirea stop-loss-ului. Punctul de intrare puteți să se transacționați și după comenzi așteptare, după nivele, dar și evident puteți să, simplu după orice alt instrument, puteți să schimbiți cel. Dar, în principal, Fibonacci linii arată punctul de ieșire la nivel de stop-loss. Fibonacci expansiune ce arată? Hai, peste mai ușor. Poftim? Ok.
Profit. El arată unde noi îți plasăm take profit. Unii plasăm take profit pe Fibonacci nimic. Că ești așa de multe ipoteze să... Take profit pe 61, 100 și 168. Da, 3. Aproape. Nu, asta e maxim, dar nu ajunge. Nu, dar 260. Este. 268, dar e mai... El la 168 n-ajunge, dar la 200. Avem 3 nivele, dar cum îi vreți? Avem trei nivele, avem 100, avem 68, avem 100 și avem 168. Dar cine folosește într-adevăr în această expansiune? Ia. Analiza. Asta... Analiza acum și plăștieze? Eu tot am analizat. Iată, de fie cu impuls, în jos. Și de-am gândit că piața nu are probabilitatea să ducă în jos, e face primul mișcare în bai. Face. Și pun o scade și eu atunci pun expansiune. Și de într-adevăr ajunge la 61 și poate îți duc și mai departe. Da, în mare parte. Începe ca o curență, ca o altă. Da, în mare parte. A, B și C, spun că mă rage expansiune. Da, aveți dreptate. Ca orice, știți cum, ca orice. Deci nu pot să cred că nu pot să cred greșit ce spune din asta. Și automat aici apar nivel 68, 100, 168, da, și este nivel 268 de departe, deci nu trebuie. Așa. Acum întrebarea este, da, cel mai logic, cel mai ok, și practic după statistică, de adevăr ajunge, nu pot spune 100%, dar 98%, 99% ajunge. Nu ți-am indicat, că nu prea, nu ajuns, pacat cu umbră până la nivelul dat. Depinde cum funcționez. Da, e bine sau nu spunem la 68, da, asta e sigur, da, te trebuie pun take profit aici. Dar asta nu tot timpul atât de efectiv de cifre, piața totuși tinde să ajungă la 100, dar asta tot e cu corect. Deci nu spun că nu e greșit. Eu recomand traderul să pui tot timpul dau ideea, da, dar în final fiecare gestionează cum vrei. Take profit sau pui la nivelul 100, acolo cu 10 puncte mai sus, probabilitatea care ajunge la 100 e undeva de vreo 70-80%. Și aici undeva e de 20%, poate și uneori mai puțin 10-20%. E ca foarte rar ajunge dintr-un întreg impuls la nivelul ăsta. Deci, spune la nivelul dat, că uneori e foarte aproape acest nivel cu 68, adică e în profit de 30 de puncte, dar stop loss, de exemplu, scrie-l să-l aici, da? Sau mă leacă de jos, să-l aici. Stop, de profit al cui e aici undeva de 30 de puncte, dar stop loss-ul ți iese. Mare. Acum curând după 68, de exemplu, sunt 68. Da? Nu, de exemplu, da, uneori mai poate schimbi aici, dar, spre exemplu, e intrat piață și e ca piață aici. Să-ți schizi sau într-o zaiță. Nu poți să-ți schizi, da, probabilitatea că la să meargă profitul mai mare decât ducă în minus, dar oricum, spre ăștia randament mare. Take crop, el se recomandă să pui aici, dar evident urmărim sau ne uităm ce să fac la nivelul 68. De ce? Pentru că aici e tot un nivel psihologic puternic, de regulă noi să vedem, dacă s-au poate străbate, dacă s-a poate străbate, de pe spate mai prost decât o dolgări, de vechiță un sac. Și de ajutat până aici. Dacă vedem că nu am poate pus un prieș la nivelul dat și stagnează, vedem că mai bine de închis tranzacția dată. Nu se poate folosi stop loss pozitiv, aici se poate folosi închiderea parțială a sălbă, adică dacă e folosit 0.5 sau închis 0.5 sau des, exact trăitere fiecare văd. Folosiți cu statistica asta, pur și simplu. Și gata, aici deja fiecare decide. Dacă s-a întrebat, nivelul 61% se păstrează, când corecția mai mică, și doar așa. Nu, procentul ăsta e 68, este mai jos decât nivelul 0 la nivelul 12 nivel. Dacă corecția e mare, sunt se pasă 68, atunci cu nivelul 0 la nivelul 12. Da, dacă nu, corecția mai mare. Dacă punctul C este 68, automat punctul 0 e nivelul 0. Raportul e direct. Asta nu este greu, asta am înțeles așa etapă practic. Folosesc un singur din principiu dat. Eu, de exemplu, mă enervez pe mine, de exemplu, dacă uneori pun take profit aici, el se activează și trebuie până la 100. Da, eu știu că procentul dat el poate să n-ajungă până la nivelul 100, mai ales specific străbate și poate să oprească la jumătate, ca asta și include cele 20%. Dar eu pun take profit aici și mă uit cum se reacționeze la nivelul dat. Asta poate străbate, bine. Nu, asta poate să vină manual sau
a simplu un cost pozitiv și v-ați gândit să folosesc această probabilitate. La nivelul 168, niciodată nu m-am orientat să ajung la dânsul, la secund de profit aici, niciodată. Adică e foarte, din 10, una sau două maxim ajunge la punctul. Da. Dar până acum, da, e un moment când se întâmplă atunci când schimb trendul. Trendul inițial când apare crescător sau descrescător, atunci piața brusc duce în direcția inversă și evident că atunci dispoziția de cumpărare a tot așteptat prețul să ducă în jos și atunci el, într-adevăr, se duce până la 168. Dar eu nici nu vreau să mă gândesc la asta, eu am intervalul meu unde mă opresc și deja acționez în dependență de situația de piață. Aici nu este complicat, deci e ușor, simplu, elementar. Apropo, un mic secret, Fibonacci se poate folosi în perioade și timp scalpii, foarte bine lucrează, cât și una, cât și a doilea, mai ales prin afară gaz sau pe petrol, deci lucrează foarte bine. Ok, dar este de bază, să dați de cunoaște, poate informația dată, ceva poate cunoaște, ceva nu. Noi ați vorbim de două Fibonacci noi, unul canal și unul Leier. Eu, de exemplu, ați vorbit de Fibonacci care eu folosesc în timp, este Fibonacci canal, el mi-e place din ce motiv, noi toți traderi avem așa o problemă. Și acum sunt câteva instrumente care... Da, nu mă referitor, dar sunt instrumente care străbat trendul. Traderul, când piața merge după standard, traderul, nu, ok, face profit. Cum viața este un pic de standard, un pic el începe să beartă și nu înțelege ce să facă. E așa o situație de viață, toți să trebuie așa situație. Viața crește, impuls, corecție, impuls, face așa un impuls mai mare, face o corecție, se întoarce și de aici, iar îți duce în sus. Dar nu trebuie să-și pasionească alt talent, dar e ca în situația asta, trebuie să-l pierdut, gata. El dă ce-o conflict, scoteți-o din ceva cu creș, m-a suficat și cred suficat, dar nu știu ce fac. Vicea bai steme, schidă, vicea steme, nu știu cum îți ducă și apar un milion de probleme pentru trader anume la trend. Canalul Fibonacci este fix același trend, deci el nu ar putea monetiza ca trend, pentru că el ne arată nou potențialul schimb de trend, nu schimb ca trend, dar la nivel de unul. Cât de îngust poate fi, cât de ferme poate fi de o trend sau altă. Adică el deseamnă nouă și ești nivelul, nivele suplimentare. E ca așa. Niște nivele suplimentare care eu nu știu că în cazul dacă străbate nivelul meu de rezistență și, de exemplu, nu am take profit la tranzacție sau nu știu, nu folosesc take profit, eu știu că te-l văzut. Fie pe un nivel, fie pe un alt. El tot așa termin. 68, 100, 168, 268. Și eu, că a fost Frank Elvețean, unul din instrumentele care merg foarte bine. El în japonez, instrumentele care merg foarte bine. Și plus la asta, la trader mi-e pare o întrebare foarte puternică când piața nu ajunge până la nivelul de sport. Dacă piața nu ajunge până la nivelul de sport, gata, el ia nu știe ce să facă. S-a pierdut. Dar din până acest canal mai are încă și două linii care încă tare nu e în mod clasic, nu știu, dar noi le adăugăm. Două linii interioare, tot după raportul Fibonacci. Și piața, obligatoriu coboară până la 1 din identitate și duce sus. El nu ne care folosește ca nivel de sport. Și noi iar avem o gradare de unde, până unde poate să crească piața, în nivele și eu mă pot ușor orienta pe piață să pot face mai. Și acum să punem în practic și să vedeți toate lucrurile date, cum el spasează. El spasează în perioada de H4-D1, nu spasează H1 și exact așa pe 3 puncte. Punctul A, punctul B, punctul C. Deci, 3 puncte solide care eu stăsleam ca să pot plasa acest Fibonacci ca eu să pot monitora pe piață ușor să fie fără să facă ceva greșit. Și mă folosesc de dânsul până când o să schimbe trendul. Al pun după aceste 3 puncte și deja nu are importanță ce mă face el. Până nu se schimbă străbate linia asta, eu nu voi schimba acest canal. Adică l-am spus odată și lăsați. Asta să-l adăugăm și exact aceeași situație și pe trendul descrescător. Corect? Dați acum să vorbim în practică, careva instrumente care doresc de asta sau plasă. Și să vă dau nivelele aceste două care sunt ele mai mult pe care stau în lecții mitoare, dar asta sunt cele mai multe. Cine vor să vă dați bani acest canal? Vă vreau să nimeni? Nu stă grea în video. Posibil. A,
Da. Eu cred că am înțeles, mi-a trebuit schimbat canalul, trebuie să vă rugați canalul. Da, nu spun schimb canalul, știe canalul de trend. Acel canal care o ieșit deja, de start că nu a fost un canal, trend. Da, da, canal de trend, da. Da. Și de când el a ieșit din Ostrăbătut? Nu, eu pot să-l folosesc de start, mine nu mă deranjează de mine. Dar dacă traderul ar deranja să-l dați pe primul canal, folosește canalul, o străbătut, pune Fibonacci canal. Eu, de exemplu, pun Fibonacci canal și el stă la mine așa, nu mă deranjează mine absolut deloc ce și... Deci, una, două, trei, la trader, cum se deja puteți acolo? Da, adică, dar trendul fix așa de seamnă, altfel canalul de trend nu ar puteți semna cu trend. Tot să vezi același principiu. Altfel, când ești crescător sau e bun, corecție, e curs, am nevoie de punctul A, de ești, ce? A, ce o lunesc, fac un interesant și punctul B deja pun. Fără 3 puncte nu poți să iei. Dacă nu am punctul C, nu poți să iei la trei. Cum să zicem? Spun așa în aer sau spun așa, spun așa, ce să A, B, C, 1, 2, 3, cum veriți așa în viță. Atunci ați vă arăt, în primul rând, Fibonacci canalul ăsta pune fără din este de mijloc, după care să adăugăm din date de mijloc, să vedem cum ne-a să pidească. Ce instrumente de tranzacție? GDP. Cea mai actuală instrument, da? Hai, ce faci de GDP. Dar, de fapt, dați vă răspund la așa cum este, eu îți spun cum să adăugăm, că îți descrie. Noi vă punem punctul da, apropo, da, el se poate folosit și așa, din partea de sus, dacă vreți, sau primul situație care a fost el, el a fost așa, da? Dar el acum nu e actual această situație, ce noi s-a folosit pe perioada care este actual, că s-a schimbat drept. Dar, iarăși, fix acești evoluții, uitați cum că dați apropie. Da, a lăsat cum spăsează minus 0.33. Da, ce-o spăsează. E că el urcat și urcat după nivel de date. Adică dacă suntem în perioadă scurtă, el o să se oprească, că se oprește la nivel de acestea. Da, adică el arată căderea mea și străbaterea asta, da? E că chestia asta, da? Dar el nu e acum actuală după trendul date, nici nu o folosesc. Eu am pus după trendul care este acum la noi, care tot cred că l-a spus de astăzi, mai abrupt eu jos. E că atât trendul nostru este eu ar pun punctul B, nu mă interesează mai departe ce faci viața. Da? Adică la mine punctul A, B, C este punctul ăsta. A, B, C, restul, nu mă dăm o mult linia asta după ăsta, așa rămâne. Și acum ne ducem în perioadă scurtă, iarăși cu A, B, C, l-am pasat, ne ducem în perioadă scurtă, el arată și patru linii, 68, 100, 178 și 258. Ne ducem în perioadă de H4, H1 și deja noi observăm cum el a lucrat la intervalul de nivel de date. Adică noi să observăm că la nivel de acestea unde el se află, el tot timpul formează presiune, adică că străbate nivel. Și noi putem să orientăm în felul următor. Când se străbate nivelul dat, deja se orientăm la take profit până la nivelul de mai de jos. Linia este roșie, sunt canalul meu de trend. Linia este albastră, deja pe lumea poate scadă sau să crească. El am apropo, eu nu știu din trendul nostru să de perioadă de om. Să vedem dacă să avem puterea asta să intre înapoi canalul nostru de om. Asta dăm să vedem, asta ne arăt deja dacă formează această figură. Până când figură noi, până când așteptăm să vedem ce se poate face. Chiar dacă se vede, parcă nu mai are fiecare dată. Ia că cum arată până aici. Dar parcă să încerc cu multidiața și... Da, el acolo a format ca un cap cu unghiar, noi putem să spunem Fibonacci canal cu trendul ăsta crescător, pentru că e o întrebare. Așa și dumneavoastră vă dau și să spuneți din experiență, nu noi cum așa trebuie, dar cum o vedeți dumneavoastră. Care mi-e putere? Trendul din D1 sau trendul din H4? Apoi din D1 sau din H4?
Putem? Să ne ajutăm să-i facem o zarată. Da, dacă, de exemplu, e caspația asta, e foarte bun. Care e puternic? Cel de pe 1 sau cel de caspație? După care o să mă orientez. După care o să mă orientez. E caspația asta care este. Păi, e ca în 9, e ca ca și 4. Eu am de zi acum. Ca să fie așa. Care e puternic? 1 sau 1? Activ de caspație, dar colegi în creștere. Dacă este de 1, da, după care se urmărește, e ca așa e pe urmă. Dar trebuie să am dat și juntii, după care se urmărește, după de unul, bravo. Eu de întâi după capul. De asta. Ce e după de unul? Îl mințeam, dar aș știu. De la bună ne arată nouă tendința. Da, faci patru și ne arată. Da, faci patru, nu, nu, la bună. Știți, noi poate ca băieți, nu ușor, ușor să înțelegem asta, știți, uneori poate este un băiețel așa mai stat, e slăbuț el, dar poate ghii. Exact așa și chiar. Adică poți fi unul mai mare, dar știți, este un șcaf mare, care tare, sau nu știu, da. Dar unul mărunț la așa, da, în jos. Exact așa situație, văd și la nivel de trendul, trendul de caș 4, el la momentul actual, și chiar în care îl luam pe predate, el e mai puternic acesta din el. El e mai puternic decât acesta din el, deci, da, asta e tendința globală, dar uneori ca trendul ăsta, să ești mărunț, da? Ei mai mult au putere și uneori, asta și refer, nu înseamnă că el poate schimbi trendul. Ca schimbi trendul, dacă te-ți dăm îndărâm, a să vedem unde se schimbă el trendul, da? Ca să fie clar, când a să fie schimbat trendul? Dacă ești și încă o maximă. Străbate. Da, și așa poți să fac așa un cap cu umeri mare, mare, mare. Ca și în partea inversă, care e foarte. Adică el, dacă să ajungă până aici și ce oră, până la nivelul, da? După care poți să fac un curent, când sunt deja aici, posibil să formeze o figură de schemă. Așa, avem și o perioadă de mans în viață. Și nu dau multă mansă, și să uitam la Dumnezeu. Lunar. Ce mai trebuie să desnească? Nu, lunar. 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 Da, da, eu știu să-mi iau pe rog, măcar o dată în 2 dată. Păi el aici formează ca un contur. Da. Tot timp, da, el a să ajungă foarte departe, foarte mult timp să trebuia să ajungă acolo, dar el formează asta. Asta e transacție pe nu contează. Oricum trebuie să fii global să înțelegi care e situația. Adică, da, pentru această transacție pe o disperfiență. Da. Păi asta nu e pentru tranzacționare, asta nu contează nimic la analiza care fac. Dar eu trebuie să mă pot orienta pe piață să înțeleg ce se întâmplă pe piață. Pentru că el lucrează asta. Ia uita ce se întâmplă. Ia uita ce se întâmplă. Eu am început să tranzacționez de pici undeva. Eu tare am așteptat că să ajung aici și când am văzut că ajuns aici, e cam faci pe trine, e piața unde e ca linia scură aici. Și eu am ajuns pe undeva aici, e undeva pe zona asta. Și el, dacă se întoarce și faci cap și la cumere în H de 1, dacă faci de cap și la cumere aici și se întoarce mai departe în sus, el așa se formează? Cum e? O foc? Este o... de cap, îți formează cap o iluzie. Chiar dacă final aici se vede ca un trend de scrisător în perioada lungă de timp, adică el coboară în jos. Dar asta e înseamnă foarte mult că o figură de schimb. Ok, asta ne-am uitat, am aflat, am văzut. Duce pe unde unul înapoi. Adică eu mă orientez după trendul meu. Adică Fibonacci canal nu lucrează când el schimbă trendul. În casă când lucrează numai în situația când el devine mai abrupt trendul nostru. Dar nu că se toașe rapid. Deja aici el nu mai are valoare. Eu pot folosesc deja Fibonacci canal pe perioada asta, dar nu știu cât de corect ar fi. Eu aș, când e prea angust, tot e ok. Dar trebuie să am punem, dați-mi de mult. Trebuie să te-am interesat. E clar cum pune Fibonacci canalul de 1. Las primii 3 puncte. A, B, C. Cum așa spune pe el la japoneză. A, B, C. Și vedeți cum a lucrat, cum lucrează. El a să ajung în linii de dare. Da, da, da. El a luat să am și el dat mi-a arată nouă că este schimbare.
Dar eu nu am făcut. Nu. Schimbarea tendinței pentru mine nu este că... eu știu că ți-a aduc în jos. Da, de acord. Erau tot în mână de ce. La mine nu vă spun care, dar eu ce... Doamne, să tărească. Dar eu știu. Dar și nu să tărească, să tărească. Nu să tărească, am văzut de-asta lună, dar și nu să tărească. Eu să tărească, eu oricum am dreptate. Da, ce tărească. Evident că noi, eu am spus că GPP-ul a spus. Nu ați spus că aveți, o spus la așa eu o spus. Da, dar de da, dar de ce și vă spun că, după părerea mea, ca să fie schimb de trend, să ne cu ultimul punct pasă. Sunt niște reguli, primele reguli care apărut, ele sunt fundamentale și nu le-a putut schimba nimeni. Cum știu, analiza clasică nu poate schimba nimeni. Nici un indicator, acasă, în moving și nu știu ce mai este acolo, nu poate schimba analiza clasică. Dar analiza clasică spune felul următor, că trendul descrescător nu ești punctul minim, de acolo nu ești pista, și odată ce piața cu câteva puncte, noi puncte dat, automat te poate mai facă să ne coboare în jos. Și trendul crescător ce faci? Nu ești punctul maxim. Asta deci ce îi spune piața. Și în cazul în care la mine piața nu e punctul minim. Dar încă nu e punctul maxim, pentru mine e trend descrescător. Trend descrescător poți fi și așa, poți fi și așa. O să pun la trebuie că așa, cât de unghi micuți poate fi. Atâta timp cât el onoi punctul minim, dar nu onoi punctul maxim, pentru mine el tot îmi menține descrescător. Numai figura poate să schimbe. Da, figura poate fi și așa din ea. Poate fi legătură așa. Dar dacă vreau să văd de la sfat cu corecții, poate să vorbească un nivelul ăsta sau un nivelul ăsta sau un nivelul ăsta, eu merg la sală până la întâlnietate, după care, pe departe, bani. Deci, după cum am înțeles, dacă vreau străbate, el este atât de nivel sau nu trebuie să schimbi nivel? Dacă străbate este nivelul ăsta, da, el schimbi nivelul ăsta. Păi cum îi văză figură, dar nu prin Fibonacci canal? Nu, dar Fibonacci canal, el nu arată schimbi trebuie. El arată, când el iese din partea de opusă, iese Fibonacci canal, el gata, e practic 1,5 m. Nu el minim 1,5 m. El poate să-mi dea mie, păi nu ne poate să fie căderea dată, ne poate să fie până la linii dată. El poate să dea mie informația dată, dar el nu e atât de păstat. Nu ar fi bun, dacă mă lași să-mi ajute. Dar spune-mă ca și față, mă lași că n-am să-mi dea cum m-a lucrat, mie chiar m-a interesat. Eu nu m-am spus. E situația care este aici. Dacă eu l-aș pune așa, umbrilor. Dar umbrilor toate le-am luat? Eu deja nu pun eu umbrilor. Da, să dea multe urmașturi. Nu spate că așa umbrilor de astea sunt umbrilor, da? Nu spate că așa de corect. Evidențul este altul. E la sfii, dacă ar corecteze ca așa, mă uitez după umbrilor, da? Da, ți-a făcut să-mi așa. Ia că care ce-o arătat el aici. Și mare parte, când vede ce te care îi formează, da? Presiunea asta care se formează în nivel. Nu tot timpul lucrează, de care să mă mergi de notat, care să trăbate, asta corecție, dar ca să presiuni de dată, care când se formează la nivel, de ce este așa? Aici, nivelul, dar noi suntem pe nivelul de sport a trendului, iarăși nivel, iarăși nivel, ești o străbătut, ești o josare pe nivel. Adică sunt momente noutăți care ele putem să lucrează pe Fibonacci canal, dar, în mare parte, eu mă orientez și care e avantajul acestui Fibonacci canal, fiind când străbate, deci el spune, folosesc de prea de mult din timp, când străbate se închide lunarea mea sus de venit, eu pot să folosesc metoda adăugării. Foarte bine trebuie să accesilez, depinde de instrument, trebuie de ce ești testat. Prin instrument sunt instrumente care el trebuie din consumările, sunt instrumente care nu trebuie din consumările. Vă uitați cum a lucrat în istorie, el testați pe istorie, așa că îl testați în fizic. Ne-a să pune Frank Elvețean, acolo a ajutat foarte bine, mă zic să mă fac prin radar. Da, prin anume instrumentele, unii ele ies instantat, adică el îți duce mai aproape când îngrește sau descrește. Asta ce Frank Elvețean. Așa, duce o prea de el a fost pus posibil, eu s-a pus în prezent, cum eu l-am pus de exemplu. Eu nu știu cât e corect, dar știu, poate eu greșesc, eu n-am pus corect. Eu n-am pus ca felul următor. De ce el mi-e foarte bine mortat să înțeleg că punctul ăsta? Pentru mine a fost foarte bine definit. Și deja punctul jos. Am eu aștept să ajungă linia asta iar de aici. Pe care eu aștept și spunea asta, adică mine mortat linii de nou, nu linii de afară.
Adică eu am pus A, B, C. Adică este 3 puncte. Și eu știu, dacă ar străbăte piste, eram sigur că ați mergut până sus, dacă nu ați străbat, îți părește jos. Și aici fixă ce și istoria, aștept acum să vedem unde se trebuie. Dacă s-a străbat pista, deci ați merge până la următor. Dar slabă șansă, nu mă vor să ajungă aici. De la acolo, la nivelul 61, bai. De la nivelul 61, bai. Posibil, bai. Mare, e impulsul ăsta. Impulsul ăsta care se vine. Eu deja am făcut corecție la 60. La 60 sau la 60. La 60 sau la 60. Nu. Dar au ajutat foarte bine și la situația, dacă să vorbim de situația asta. Aici tot foarte greu a fost. Trendul crescător era următor. Anume creșterea care a fost aici, de multe întrebări care au apărut la trader, că nu le poate să crească. De pe el e cel mai efectiv a fost, că și nici nivel era greu plasat. El a străbătut pe unul, s-a dus la următorul, de la următorul s-a oprit, l-a străbătut, s-a luat, a rămas bun și iară până la următorul și până la 168. N-am văzut așa situații, mă timp foarte mult timp. Cadu a avut așa vreodată în moment, dar el e ca CKS. Au mers foarte bine, au rost la nivelul dat. Și am iar și deja nu mai folosesc canalul ăsta de plajdez și l-am folosit descrescătorul așa, foarte bine, descrie mie situația care este. La nivel mai, pe perioada mai rog. Și tu îmi dicăm așa cum faci? Pe tot îți faci așa. Și am văzut din japoneză. Cum a să-l punem aici? E așa. Ultima oară așa. E așa. Dar spate pus și din mai de jos. Din mai de jos spate pus. Noi ce l-am virat de H4, au lucrat foarte bine în felul dat. Dacă aici, da, nu l-a putut străbat, a lucrat în... El a făcut, ca să înțelegeți, când dați o perioadă mai scurtă, a fost formează un trend de mare, un trend de peșat. Care lumea a lucrat în trend de peșat. Iar aici o face mici străbate, deci, dacă spate genul dat, aici spate deja de controlat cu indicatorii oscilatori, dacă se mierde deschis o baită la nivel următor, din ce vor formează convergență, cu ușor rată supracumpărată. Și în lucrați deja după canalul ăsta, cu coridorul ăsta, luați coridorul dat și lipsa tranzacțională. Faci scădere, tentul așteptat să coboară până la nivelul dat. Dar deja eu, și apropo, asta a fost corecție, cei care m-au spus. A fost corecție și ai găsit nivelul la impulsul ăsta ABC, e 68 era aici. Și-o străbătut și măcar s-o părinte în jos. Ca și cei ce v-am spus cu doamna Cedinie și-a făcut Statul s-a pornit în jos și când s-a străbătut în sus și primul în locul jos. Genomanul a făcut 20 și ceva de lucruri. Acolo a fost mandat. Da, mandat. Cea că trebuie primat după ăsta și după aia piața s-a dus în jos. Și apropo, ne și faci tine la japonez. Dar asta e. Și da, da. Dar Fibonacci canalul lucrează în perioada de mediu lungă, în perioada scurtă, el nu este de moment interesant, nu e iar curitor, dar îți fac. Și a spus pe usul de X la curent, da? Da, domnul Victor, problema e ratare. Tot, ajuns fix, iar mă la pușcă. Aș pune șoate cicl, nu trebuie să văd de multe diferențe să timp, chiar dacă și parcă mi-ar cu cicl de cu ciclul alt. Eu l-aș pune. Indexul ăla o remerge cu primație. Indexul ăla o remerge cu primație. Da, aici. Da, eu așa l-aș găsa. M-aș face care v-am modificat, de ce cauze, găsi punctul A, B, și ce este la noua, dar o computat pe prea noua, pista care mi-e multe tine, dar atunci, în momentul ăsta, era așa. Și acum o să fie așa.
Ok, dați un mesaj pentru să fie la tine. Da, e un produs de nivel ăsta mare. Deja aici, de exemplu, n-aș putea să-și perioadă de mult de timp, n-aș pune poate mult mai ok ar fi deja de să-ți bașă aici. Ce rău de aici este toată așa cu ferul ăsta avea de simbol de timp? Asta e vreo. Poate poate să vorbim de iar să-ți vorbim. Nu știu, 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 nu я же где эволюция Лёгиша? Лёгочка из Валентина связана. Да, что не лепели, что они не пахнули, не застряться. Свели. И бьём он сам, как статус, мы отбьём, что видит на костыла, бьём, что он спать в парк свели. Же на кое коллекции, что он объявили дать, что он видит RDTS, у нас же сумеист, а где? Ну, мы яркие фигуры, сумеет яркие фигуры, без кем, пикуцы, которые соседи, которые парят, что мы поедем. Părintea susul, cu cădere și pe care nu ți-am mai sus, așa aici, trebuie. Eu, pe care foarte mult vă explic, lucrează doar cu corecția. De exemplu, corecția, când ești faci, de exemplu, oricare corecție, faci corecție, ca să înțelegeți că îți schideți baie, nu puteți schide nici baie, dar el trebuie să nu iasă punctul maxim, pe punctul maxim. Faci aici, dar mai este punctul maxim. Sau în următoarea, da, trebuie să nu iasă punctul ăsta. Dar să nu iasă așa la nivel sau trăbat. Iar aici, nu, înseamnă că dar mai este punctul maxim. Și când e într-adevăr, nu ești punctul maxim, deja poți porni mai departe, îți schizi tranzacția. Adică, corecția îi face așa în curs, face preț. Mergi după ei, este adică așa. Și când s-a strâmbat, deja pe cel mergi, bai, 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 din partea sus. Dar tot timpul să lipsa trebuie să încheie o mare acum. Da, iarăși, piața, chiar și aici, îi dau un moment iar parcă fix. Așteaptă nivelul spistului lătut de sfii închisă lumânarea. N-am avut situație când am închis luarea mea sus de Iorș, sunt toți înapoi viața. Sunt abateri date. Eu am avut o transacție GGP, dacă îți vă arăt, odată să am ocazie să vă arăt din alții că vă vine să plângeți. Nu să trec, dar nu să trec. E vârful, vârful, vârful lui. E ca tu mai deci. Deci, în trecere era un nivel. Aici aveți odată vreo 200 de lucruri. Nu știu dacă eu să o cășurez, vreau să înțelegeți foarte bine ceea ce eu vă spun și creditare doare. E cam un răcei care vine. Dacă a doua în creionul din clasă 4, atunci să curăm cu contrat lateral. Iată, o, iată. Iată, unde am vine aici. E în vârful, vârful, în celul lui Hormina, prin Cuzeiu. E în vârful chepsi. Cum să spui de așa situație? Dacă spuneți o metodă, cum să scrieți așa tranzacție, apoi eu, cred că, gata, să-ți dau și bani. Înțelegeți? Nu poți. Asta e normal. Asta e... E că e o strâmbătută, ce era strâmbătă crescător, după cum vedeți, a făcut o corecție lateral, au strâmbat, e ce era ordine amânat, deci nu m-ați spus, era ordine amânat, am văzut că ori te s-o dat, două ori, și și nu m-au stat și-o dat o oră, două, trei, sau cum patru ori este. Patru ori, patru, opt ori și a doua zi s-o părut de jos. Că ei poate faci o retestare și pe care nu mai ia uite, și urmă după asta. Și nu mai evitezi. Gata, au ținut să-i jos, 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 de prețul de 1, de 2, ceva, parcă, ca 1, poate 2, poate și. Evident că deja te mergeți, fie ei o stop loss și accepti asta și primul te orientezi la tranzacție, fie intră în lacăt și zic că ești a merge după lacăt. Adică, nu înseamnă, dar și trebuie să spuneți că o afacere clasică, tot ce investești, să aduci bani, se în momentul ăsta când îți pare că dacă cumpăr asta și când ești pe azi cu rezultat, se o spune el, copie și top, zero. Adică asta e normal să fii, adică nu credeți cu pire, adică nu poți evita chestia asta. Dar trebuie să o accepti, adică tu te știi conștient, poate fi așa spați și ok, și ce fac tot. Tine ar fi să vedem că asta nu trece așa puțin cu tine, tine ar fi încă chiar cum așa spune. Nu mă strângi. Și am ieșit din dozați lor. Am eu mai lăsat, am dat în lacet, când mi-e mai încolo. Ce zic? Mă gândeam ca să toată înapoi. Ce? Investitori, da, investitori. Adică, în final, sunt și așa momente, ca un moment care nu că să spun că altceva, dar eu personal am luat un tranzacție de acolo din nivel. Nu cum spui ești ăsta? Nu poți spune, ești gata. Dar trebuie să fii rești situația asta și să mergi mai departe, să întrebiți pe ceva situație, ca final să ieși atât de ca istorie. Cum fi până acest canal? Sunt întrebări. A, nu v-am spus nivelele care sunt aici. El vine în regim normal, eu să spun să-l adaug așa pe simplu sau pe semn. El vine fără limbi, este două ultimele. Fără
Ca să le adăugați, faceți cât dreaptă pe dânsul, scoți, da? Și vă tot vă duceți la urmă. Și este și o căsuță scrie dabavit. Dabavit. Și acestea le găsesc două el. Aici două nivele sunt. Minus 0, 1, 3, 3, 3 perioade, scurt. Dar scris 3 de 4, 3 de 4, 3. Și minus 0, punct. Dacă n-ați spuneți minus, o să le dăi în afară. 0, 6, 6, 6, 6, 4, 6. Automat o să părțeze două. Da, astea două nivele din mijloc. Aici da, e automat. Lăsați-o pe principiul Fibonacci. Deci, așezați-o, știți cum? Iarăși, nu eu. Sunt umbre, sunt în corp. Așezați-o acest Fibonacci, că el să fie la locul lui și să vedeți că el merge. Fiecare viață are caracterul ei, ca om diferit. Adică nu merge aceeași haină, la diferiți oameni arată diferit. Exact aceeași viață. Fibonacci, când are pus pe diferite instrumente, arată diferit. Sunt instrumente mai ascultătoare, sunt instrumente care nu trebuie să asculte tehnic. Depinde de foarte multe. Și dumneavoastră, evident, deja a spus Fibonacci, când a luat să așezați un ușel, dar la început poate mai greu, după asta scoate un pic el de mai proiectat. Și deci după aceea să veți în credință. Gărțile pe trend, adică el nu schimbă pe care ți-l-a spus, le dați pace. Să vedeți că se meargă. De exemplu, ce este de top gena japoneză, GBB gena japoneză. Ia să vedem ce gândesc. Cordul tău că se fac urmă. Să fie mult material de gena japoneză de top. Da, gena japoneză e... Dar de ce este? Adică care e tot montat? Legate că de punct de fundamental, nu de iară tot, de tot în lumea spicație, dar care sunt tot devalorizat sau devalorizat. Și cred că a ajuns punctul maxim, în banca japoneză scrie stup, aici, la să începem la întărire iară noastră japoneză. De ce devalorizat e asta? Nu știu de ce. De ce? Nu asta e ca când ați cumpărat un produs, care vă trebuie, vă trebuie. Nu știu mai ieftin. Este ceva de valorizat în japonez, că se fac investitori. Sunt investitori, au venit investiții la maxim și cât a ajuns punctul maxim deja investiții. Sunt nevoie de ceva să facă. Da, contează asta, de exemplu. Cât mii nu contează? Contează să faci bani. Contează pe care îi postulați prețul producător. Tehnic piața ne rată. Da, noutățile astea care apar și piața brut pentru o oră, nu știu, nu știu, dar e una, dar noutățile astea niciodată nu se poate schimba trendul. Știți, niciodată noutatea nu poate schimba trendul. Trebuie să faci înăuntru, asta nu e piața cripto. Piața cripto, da, e altceva. Piața de valutară e, nu schimbă trendul așa de ușor, din ce cauza, fiindcă da, e cază să zic că banca noastră face o lege nouă sau scoate așa de referință. N-ați fi sunt bine, cetățenii noștri, n-ați să fie de o ziua asta. Trebuia să treacă o lună, două, trei de zile ca să se înceapă să înțeleg ce se întoarce. Și așa aici, adică, noutatea dată au fost pregătite de timp, adică au fost poate ieșite acolo câteva regulamente și banca ne-a dat notat comienzi pe cel comercial, ți-o cepița, vă pune bani în circulație și vedeți acolo, vedeți măsură, și cum să dai poate credite, să găsească pe vedeți proiecte, aplicațiuni de stat, multe poate facă, ca să înceapă în tărie statul de valută sa. Și asta e pe procedură de... Noi nu trebuie bine întâi pe zără, cum s-a mă nu poate vedea că vede mult, dar nu știți să faci. Practic, eu ce am văzut acum, cu rapid de ediție, când a fost pe Lerici în mare, când a fost prânzeși 10 ani atunci și plus la RAC, eu mă jurat prima dată atunci la RAC, automat trebuie să fie ridicat, că editor trebuie să procure. Reacție foarte mare. De ce s-a modificat asta de timp? Pentru ce nu modificăm la sistemul ăsta? E modificat asta de tendință de bine sau de rău? De greu. Pentru că nu și inflația. Așa, ei iau măsuri. Măsuri, da, e și Excel. Asta să fie. Dar pe care la urmă am noi. Tot e modificat asta de timp. O să vă știu și noi, în moment, nu sunt efectul. Dar să vedem și cum rămâne efectul. Asta vă pare rapid de timp. Vădim viața voastră locală. Nu vă din ei. Noi, ca trader, noi de ce punem la notate și bani și să mai spun să spun? Din cauza că e cam un laud de USB, certificat rata de referință. Ar trebui ca valută ce să facă, dar scrie rata de referință. Scrie da. Dar ce vreau că au s-a devalorizat. Din ce cauza? Diferite pastii... Devalorizat să putem asta nu mai contează. E pe momentul tot s-a dus în jos. Adică s-a dus în sală. De ce se întâmplă asta? Fiindcă diferite, iarăși, pastile la diferite oameni reținează diferite. Adică,
pești peste de cap și el trebuie să fie de strelții asta sau nu. Și el nici nu mă concentrez să înțeleg asta. De ce e soțul unui său? Poate, de adevăr, participanții de piață așteptau mai mult mai dați de celălalt de referință. Sau cerința de piață sau spația care este acolo atunci economic e mult mai gravă decât de cei ce au intervenit, cu ce regulă intervenit. Adică este așa de multe întrebări, poți da, poți să-și dimiți, dacă să simplu, mi-aș cu baiești o... Este nu este. Dar este o regulă, în cele 20 de regulă, cred, este, am și dacă nu-mi aminte. A, ne starai să planeați každă divizionă rânc, să stai la patrie. Noi și de văd oameni, noi dacă am căutat atât, așa de tot ce se întâmplă și să zice fiecare mișcare, noi a intrat așa o frică noi, noi n-am zis de tranzacție. Noi am întâlnit piață. Am așteptat la timp momentul cel perfect. În momentul perfect piață nu a existat niciodată. Dar în momentul când noi prindem pe tranzacție, îți schid și duci și în niciun punct să miră, de pe profit. Sunt de acord. Dar de el, în momentul perfect, noi tăi te schis la trenul de succes, cea la care îți schide 100 de tranzacții și el, dacă el iese pe serul din 100 de tranzacții, tot am îmbrat. Sau dacă iese părere o șeimă. Dar dacă duce minus, evident, ok, 100 tranzacții. Dar noi știam de succes cea care scris două tranzacții, o luat două profituri și o iubesc trader. Nici nu vreau să vorbesc. Schidă sute. Fix ca în cripto, care foarte mulți au investit și foarte mult vorbesc. Au investit acolo un cripto, au făcut bani, o dată. Au investit acolo luna și au investit trebuie să acumar și au făcut 100 dolari, gata, le trei. Mi-a investit 100 de ore în același cripto, mi-a investit 100 de ore. Și aspectă în statistică. Băi, 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 adică, în final, asta cu creșterea constantă și dezvoltare. Nu că îți schizi prima oară tranzacție, mă ales trader prima oară, schizi tranzacție, o, se-o bravo. Ia, dă-i bătaie așa mai departe, ține-te pe putere, ține-te pe masă. De ce? Pentru că noi începem să ne relaxăm, noi începem să dăm niște reguli alimentare, noi începem să vedem niște clienți de nou care e deja mai de bună dezvoltare. Adică, sunt niște reguli. Deci, încercăm, este așa la trader, deci de asta, deci astăzi, final, că foarte jumătate sau mai multă parte din asta și nu au nevoie de acest masterclass. Ați venit din cauza că din asta vă sora că minus sau nu minus și căutați că poate undeva, ceva, nu e cât undeva, nu știu ceva. Da, ia mă duc pe iubet acolo. În final, noi avem tot ce avem mai mult transacționat. Simplu, este voie de proces, adică mai mult tranzacții. Da, dacă văd mie greu, de asta mă creșează de volum până aia. Și puțin îți schimb 30 de tranzacții, oricum, să văd acolo greșeală, văd acolo nu greșesc. Depisteți greșeală și nu-i pregătate. Dar nu, Cristian, voi ce-am făcut de acolo. Dacă trebuie să faci tranzacții, 30 tranzacții, și tu tot le faci, dar tu nu vezi greșeală ta. Asta e curent, dar pui interesant. Asta e corect, dar nu pui corect. Asta e corect, e făcut în cazul unui depisteți greșeală. Dacă îți faci două tranzacții și îți faci prima profit și una minus, care e greșeală? Nu-i poate să reduci, nu-i place. Dacă îmi faci 30 de tranzacții sau 20 de tranzacții și aia full un raport 50 la 50, din 15 tranzacții care sunt în minus, o să, în 7 tranzacții decizi să fie cer greșeală. În 7 tranzacții să fie o greșeală, care direcția sau intrarea. Deci structura asta să cer, să am că aici e problemă. Două să fie pe noutate, două minus să fie pe noutate, două plus. Trei să fie pe direcție, dar 7 pe intrare. Deci 7, 9, 3, 11, 12, 13. Hai, primești, mai să rămână, 4, 10, 10.